Capitolul 13. Un om al lui Dumnezeu vorbește împotriva altarului. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis, Altarule, altarule, așa vorbește Domnul!" Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va junghia pe tine pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând, Prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care îl dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu, Roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cerei să-mi pot trage mâna înapoi. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu, Intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului, Jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: Să nu mănânci pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. Omul lui Dumnezeu omorât de un leu. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el le-a zis, Pe ce drum a plecat?" Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda și a zis fiilor săi, Puneți-mi șaua pe măgar I-au pus șaua pe măgar și a încălecat pe el. S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar și i-a zis: Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns: Eu sunt. Atunci el i-a zis: Vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns: Nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta, căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului, să nu mănânci pâine nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el i-a zis: Și eu sunt proroc ca tine, și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: Adul acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care îl adusese înapoi. Și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda, Așa vorbește Domnul, pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o deduse Domnul, Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți spusese să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo, trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și a băut apă prorocul pe care îl întorsese, i-a pus șaua pe măgar. Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum. Măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup. Și au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia Prorocul cel bătrân. Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis, Este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului și Domnul l-a dat în ghearele leului, care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis, Puneți-mi șaua pe măgar. Au pus șaua pe măgar și el a plecat a găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfârșiase pe măgar. Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a adus înapoi. Și bătrânul proroc s-a întors în să-l jelească și să-l îngroape. I-a pus trupul în mormânt și l-au jălit zicând, Vai, frate!" După ce l-a îngropat, a zis fiilor săi, când voi muri, să mă îngropați în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu, să-mi puneți oasele lângă oasele lui. Căci se va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor capiștelor de înălțim din cetățile Samariei. Neascultarea lui Ieroboam după întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui Cearea, a pus iarăși preoți pentru înălțimi luați din tot poporul. Pe oricine dorea, îl sfințea preot al înălțimilor. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam și pentru aceasta a fost nimicită ea și ștearsă de pe fața pământului.